Să consemnăm și noi că iată cazul Oprea Gigină merge mai departe. Să meargă totuși cu grijă, da, să fie atent la gropi, nu cumva să pățească ceva pe drum, să nu pice dosarul într-un gropan, să nu-l atace golanii pe stradă. Ați văzut că luna trecută l-au prins senatorii într-un gang? Mamă, l-au măcelărit, i-au dat cu votul de la julit. Șefa Direcției Naționale Anticorupție a cerut președintelui Claus Iohani să inițieze procedurile necesare pentru începerea urmăririi penale împotriva lui Gabriel Oprea. Fostul ministru este acuzat de uciderea din culpa agentului Bogdan Gigină de la Brigada Rutieră Poliției Capitale. Doamna Codruța, sperăm că ați trimis solicitarea prin curier ceva pe cale instituțională, nu doar pe e-mail, de pe Cucuveaua Mov sau cum era. Aici Cucuveaua Mov, recepție, aici ficusul nemțesc, recepție. Z... Șeful statului este singurul care, în baza legii răspunderii ministeriale, poate cere declanșarea procedurilor penale împotriva fostului șef de la interne. E ok, nu mai insistăm, s-a vorbit destul despre acest caz. Sperăm că s-a înțeles ideea. Adică nu poziția lui Oprea în mașină era importantă, cum se tot insinuează. Dacă se afla deci pe locul mortului, pe bancheta din spate sau pe scaunul de cosmetică. Nu! Procurorii se străduiesc să demonstreze că maniera de lucru și ordinele date pentru interesul național au dus la accident și mai departe la decesul polițistului. Va fi greu, poate imposibil, dar să vedem ce se va întâmpla. Repet, nu mai insistăm, e treaba justiției să-l urmărească penal și așa mai departe. Deși e cam greu de urmărit-o prea acum, că nu mai are girofar, nu mai semnalizează tot traseul, nici nu mai știi pe unde umblă,